Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și vreau să vă doresc un an nou fericit. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în 2024. În acest episod am onoarea și bucuria să stau de vorbă cu doi oameni deosebiți, o familie pe care mulți dintre dumneavoastră îi cunoașteți, formată din fratele Beniamin Fărăgău, un învățător pe care îl ascult de mic, și împreună cu soția lui, Nora Fărăgău, fost o profesoară de engleză, dar amândoi se implică în viețile altor oameni. Își investesc viața lor ca să-i vadă pe alții, iubindu-L pe Dumnezeu și crescând mai departe. Frate Bene, vă mulțumesc foarte mult că ați venit împreună cu soția dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Sunteți foarte frumoși și în interior și în exterior, cum ne-ați zis și dumneavoastră nouă. Și mă bucur mult că ați onorat invitația mea. Vreau să vorbim despre mai multe subiecte astăzi, dar pentru cei care vă ascultă, mi-aș dori să vorbim puțin despre povestea dumneavoastră de dragoste. Îți curios cum v-ați cunoscut. M-am uitat pe internet, n-am găsit multe surse despre lucrul ăsta și vreau să văd cum v-a dus viața împreună. Cine vrea să înceapă? N-ai găsit că nu ne-a pus multă lume întrebarea aceasta, dar nu ne place să vorbim despre asta. Ne-am cunoscut în urmă cu... O jumătate de secol. Așa. Nu vreau să fiu foarte precisă. Și, de fapt, totul a început cu un sfat al mamei. Nu vă vine să credeți, nici mie nu-mi vine să cred. Sfat care, uite că l-am urmat. Nu le-am urmat. Dar ce sfat l-am urmat? Mi-a spus să mă rog pentru un soț. Și eram așa adolescentă. Și sigur că prima dată m-am revoltat, în final am început să mă rog. Și rugându-mă, aveam și un profil, că dacă te rogi, eu am fost foarte așa, cu lucruri specifice care le-am cerut Domnului. Printre altele era să nu mă plictisesc alături de el, așa mi se părea cum observam eu în jur, și să fie creștin, dar nu ca cei pe care îi văd eu în jur. Nu puteam defini cum să fie. Și în perioada aceea, mai spre sfârșit de adolescență, o mătușă de-a mea m-a invitat cu ea la un grup de casă, care era format din frați care au stat în închisoare ani buni, pentru motivul că se adunau în grupuri de casă și aveau părtășie. Atunci am aflat ce e părtășia. Și acești frați s-au întors și continuau să se întâlnească, acum îmi dau seama cât riscau. Și mătușa m-a dus prima dată, pe urmă am fost până și studentă când mergeam acasă, am mers la acești frați. Și iarăși a început să, am zis, așa o familie mi-aș dori și eu, să-mi deschid casa și să vină alți frați și să citim din cuvânt, să cântăm cântările, se cântau sigur, vă dați seama ce cântări. Erau cântările fratelui Moldoveanu. Și multe le-am ascultat în prima audiție. Nu pot să nu mă emoționez când le aud astăzi. Și sigur, am avut în mintea mea un cam cum ar trebui să fie. Și am venit la Cluj, în fine, până la Cluj sunt multe și nu vreau să intru în detaliu. Am venit la Cluj, am dat la engleză și am intrat. Și după, am mai stat vreo două zile, era un concert mare. În Cluj era un organist, nu știu dacă nu era unul din cei mai buni organiști din țară, un frate de al nostru, și dădea frecvent concerte, fie în Biserica Sfântul Mihail, fie în cea de pe Congălnicianu. Și sigur că toți ne duceam. Și eram la concert și nu știu dacă mi-amintesc bine cum erau puse scaunele, că erau scaune și în față care vedeau cumva publicul și am stat în față, numai acolo mi-am găsit loc și cum mă uitam eu, ascultam, sigur era Bach, romantic, nu așa, spiritual nu mi s-a părut deloc, dar foarte romantic. Pentru o fată care de la filologie, îți dai seama. Și am văzut un tânăr din care îl cunoșteam din Arad, eu sunt din Arad. Și lângă el am văzut un alt tânăr. Și ce să spun, ascultam muzica, să vedea că trăia muzica și m-am gândit, oare dacă sunt preună, mie mi-ar place să cunosc tânărul ăsta. Și sigur, concertul s-a terminat, nu i-am mai văzut, cred că am și uitat de toată povestea, m-am dus în vacanță și m-am întors toamna.
Și toamna l-am întâlnit. L-am întâlnit la biserică, în Iris, deși eu mergeam în mănăștur. Și știu că ne-a invitat la ea acasă și am zis, vai, ăsta-i băiatul. Dar eu nu mi-am mai adus aminte cum arată, nimic, numai că asculta așa cu ochii închiși, transfigurat muzica. Și asta m-a impresionat. Ei, și pe urmă, sigur că ne întâlneam frecvent și am început să mă îndrăgostesc, ăsta-i termenul, hai să nu-l ocolesc, mă îndrăgostesc de el. Dar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult era fix cu ce visam eu. Așa, cu capul nor cum eram și în romane. Era foarte atent, foarte un gentleman. Era tipul liderului, el dădea savoare întâlnirilor și culmea că nu era nici comic, nici aveam alții care râdeai de tot timpul. Dar la un moment dat, în întâlnirile noastre, se întâmpla ceva. După ce râdeam și glumeam, mi-am adus aminte că din spatele, de la pantalon, cum au bărbații buzunarul acela, el scotea o Biblie, un Nou Testament și un carnețel. Pe urmă avea și o mapă, așa foarte interesantă, mapă mică, așa, un fel de borsetă. Altădată era de acolo. Astea erau lucrurile miraculoase. Și începea din cuvânt să ne spună ce citea dimineața sau din carnețel. El învăța atunci engleza și cred că și asta a fost un alt element. Ce care... Ce vârstă aveți atunci? Eu aveam 21 de ani, Beni 23. Ok, înțeles. Deci eu am mai dat la Iași, la facultate am căzut și poveste lungă cu periplul meu. N-ar fi ajuns la Cluj. Periplul meu pe la admitere, am dat multe admiteri. Și sigur că asta m-a atras. În carnețelul respectiv, el traducea, așa învăța engleza, traducea din... Dar de ce spun eu astea? Tu ar trebui să le spui, dar nu, că astea m-au atras. Din Oswald Chambers. Deci este un... Oswald Chambers, da? Mare teolog. Mare teolog. Și ne citea de acolo. Erau devoționale. Pe urmă, mai târziu, asta e așa o paranteză, că mai târziu am scris despre soția lui. Ca să aflu că, de fapt, ea era stenografă. Și ea stenografia toate predicile lui. Într-un caiet. Acum stenografia, sigur că este computerul, dar atunci scria ei rapid, cum înregistra ei cum vorbea cineva. Și după moartea lui, a murit foarte tânăr, a fost medic în timpul războiului. Nu mai știu dacă nu... În fine. Unde nu în Anglia, în altă parte, și a murit acolo și atunci ea a adunat toate predicile care le avea scrise și a scris aceste meditații. Mi s-a părut extraordinar și știu că am vrut să pun și o foaie din carnețelul lui Beni, să pun acolo în revistă, dar nu s-a putut, cum el traducea, că cumva asta mă lega de întregul subiect. Asta a fost o paranteză. Și uite, așa am început să mă îndrăgostesc de el, pentru că mă gândeam, așa un soț aș vrea. Și pe măsură ce trecea timpul, nu, el zice că m-a curtat 4 ani, nu mi-a dat el foarte multă atenție, dar spune suficient. Asta și perspectiva dumneavoastră. Da, că... da, e diferită, eu nu așa am priceput-o, bine. Și sigur că pe urmă pe ce trecea timpul, așa în mintea mea mă gândeam, dacă nu mă căsătoresc cu el, mă duc în China misionară. Nu știu cum aș fi mers eu în China, dar păi era tot țară comunistă. Și într-un fel pentru mine lucrurile au fost foarte clare. Nici nu trebuie să mă rog, Doamne, arată-mi. Ce să mă arate Domnul? M-a arătat. Deci eu n-am fost așa să văd călăuzirea, să... Pentru mine a fost... călăuzire. Dar acum scena aia romantică, deci îmi imaginez acum muzica aia clasică, frumoasă și era vedeți. Bach. Și organistul era, cum să zic, era totul divin, ce să vă spun, locul. Asta, într-adevăr, s-a fost poate un cârlic pentru mine, că foarte interesant că n-am putut să-mi aduc aminte cum arăta. Cum eu am probleme cu detaliile și știu mai degrabă ce vorbesc cu cineva sau emoțiile care le-am avut decât detaliile, dar l-am recunoscut. Și acum ați curios la dumneavoastră, frate Benjamin, cum a fost, asta e varianta soției? Stai și ascultând-o pe ea, că nici atunci nu a povestit asta în fața altora. Interesant. Și ascultând-o pe ea, mi-aduc și aminte de ea. Și m-am gândit
Când m-am îndrăgostit eu de muzică, în primul rând, tatăl meu a fost dirijor și eu am dirijat corul mulți ani de zile, dar eu știam tot timpul cu chitara după gât. În schimb, muzica asta am îndrăgit-o. Am avut un unchi care venea din Statele Unite prin anii 60 și știu că mi-a dus un casetofon cu muzică simfonică și muzică corală foarte, și invitam tinerii la noi acasă și asta era felul în care ne adunam în jurul muzicii și eu cred că și din familie. Eu am cântat mult cu surorile mele și elementul ăsta probabil m-a pregătit pentru ca nora să mă placă în biserica respectivă, dar eu nu știu exact ce a gândit ea acolo. În schimb, ce am văzut eu, că eram tot timpul cu tinerii când stai împreună și ieși împreună și faci excursii împreună, începi să vezi oamenii și să-i cunoști. Ori, ceea ce spunea nora că s-a întâmplat cu ea din adolescență, grupurile astea de rugăciune, de părtășie, într-un fel au săpat în ea această foame după Dumnezeu, această deschidere spre Dumnezeu. Ori pe mine asta m-a atras. Între toate fetele care erau în jurul meu, pe ea o vedeam cu un cap deasupra altora, prin felul în care gândea, felul în care vorbea, lucrurile pe care o interesau. Și atunci, ăsta a fost elementul care pentru mine, într-un fel, a făcut clicul. Cum eram cu chitara după gât și eram tot timpul între tineri, sigur, erau o mulțime de fete și puteam să aleg din ele, dar nimeni nu s-a comparat cu Nora, din punctul de vedere. Acum zic 4 ani am curtat-o. Ne-am cunoscut 4 ani și pe urmă pe mine m-au dus destul de târziu, 26 de ani, cred că m-au dus la armată. Am făcut 6 luni la Oradea. Și Nora îmi scria scrisori întregi în limba engleză, dar erau cărți din Biblie. Nu puteam acolo citi Biblia deschis. Și interesant. Citeam lângă comandantul meu, că el nu știa o babă engleză. Făceam flotări pentru scrisori, că nu ți le dădeau dacă nu te pun un pic la trudă pentru ele. Erau, evident că erau de la fată scrisorile, da, da. Și băieții. Și carte după carte din Noul Testament. Și asta, într-un fel, a stârnit foamea în mine mult mai mult după cuvânt. În tot ce e bun în viața mea, într-un fel, Dumnezeu a dus prin Nora, pentru că ea studia engleza, misionarii care veneau. I-a dus în dreptul nostru. Noi eram atunci câțiva tineri care îl căutam pe Dumnezeu. Și uite așa, zic tuturor, dacă mă gândesc la viața mea, tocmai prin această sensibilitate și foame spirituală care era în ea, elementul ăsta m-a îmbogățit pe mine, prin oamenii. Ea are un dar de a conecta oamenii. Și darul ăsta l-are și acum. Imediat îi vând în minte relațiile și pune oameni în legătură unii cu alții. Dar pentru noi a fost mană din cer. Acum a fost și limba engleză, trebuie să spui asta. Da. Auzi, dar întrebare aici, cât de, cam cât de lungi erau scrisorile? Când 14-15 pagini. Da, scrise cu mâna scriam toate. Câteva capitole din Reticent. Da. Față verso? Da, și cu mâna, că nu aveam computer. Nu mai asta știu. Da, și le scriam din engleză, nu, ce mai scriam acolo ceva. Mi-am dus cu mine în armată un Nou Testament și mi l-au găsit și am făcut carcer vreo 5 zile pentru asta. Știi, erau alte vremuri atunci. Noi ne-am trăit viața și după ce ne-am căsătorit, aproape multe din verile noastre la început, în munți, ascunși, cu misionari, studiind Scriptura. No, dar elementul ăsta nu numai că m-a atras spre ea, dar asta a creat și liantul acela comun între noi, acel interes și obiective comune care au marcat apoi toată relația noastră. Noi n-am știut încotro va duce viața, dar elementele astea au rămas într-un fel ca un liant, ca un numitor comun între noi și asta mi-a dat mie libertatea să fac ceea ce am făcut, pentru că Nora a fost cea prin care Dumnezeu a dus în viața mea lucrurile astea și atunci i-a înțeles ce se întâmplă și a stat în spatele meu și... Da, dar 4 ani după ce ne-am cunoscut, mi-am luat inima în dinți, am cerut-o de soție într-o vineri seara
Și eu nu mi-am pierdut capul într-un fel, dar eram frământat, luam deciziile greu. Ori știu că era o vineri seara, am ieșit de la biserică, am dus la plimbare, Nora tocmai termina și urma să-și ia repartiția și m-am gândit, ia repartiția, pleacă, cine știe dacă mai văd. Și zic că dacă pierd ocazia, și atunci, în vinerea aceea, la un clar de lună, nici nu știu ce am îngăimat. Dar i-au înțeles, au zis da. Și uite, așa a început relația noastră. Eu am înțeles ce am vrut să înțeleg. Da. Deci, deja, numai de când vorbiți, totul se reduce la baza asta pe care o aveți, Dumnezeu. Frumusețea e ok, este la început, dar după aia asta e baza și asta a fost liantul. Vreau să vă întreb, că despre asta aș dori să vorbim acum. Cum poate astăzi o familie să fie binecuvântată? Vreau să întreb, câți ani de căsătorie aveți dumneavoastră, căsnicie? Mai știți? Aproape un jumătate de secol. O jumătate de secol. Un jumătate de secol. Dacă adăugăm și 4 ani câte ani, și avem exact 50 de ani. Mulți înainte. Dumnezeu să vă țin împreună, că mulți au nevoie de asta. Când vă uitați în trecut, cam care ar fi câteva învățături pe care tinerii de astăzi, cum sunt eu, tânăr cu soția mea, să-l urmeze? Și prin ceea ce fac, au trecut foarte mulți tineri prinaintea mea și am căsătorit mulți tineri. Dar în general, la prima mea întâlnire cu ei, le dau o foaie față-versă la tineri. Pe față au legămintele, care sună cam așa. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Beniamin, fără gău, în prezența ta, spre slava ta, hotărâia să iau în căsătorie pe Eleonora Ponta. Te rog să mă ajut să o pot iubi cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Deci dacă de foarte multe ori pun pe tineri să stea spate în spate la altar, toate daurile pe orizontale sunt spuse. Eu le-am spus 27 iunie 1976 sub un clar de lună lui Nora, cum am știut. Pe urmă ne-am informat părinții, am fost și la primărie, am luat certificat de căsătorie, dar când vii la altar înaintea Domnului, nu mai vorbești unul cu celălalt. Și atunci căsătoria, practic tu închei cu Dumnezeu în prezența celuilalt. Și eu cred că odată ce ai rostit legămintele astea, tu nu mai poți face nimic în relația respectivă fără să-L întrebi pe El. Pentru că legea lui Dumnezeu are stăpânirea omului câtă vreme trăiește el. Și legea lui Dumnezeu leagă și dezleagă o relație de căsătorie, nu noi oamenii. Noi am luat în Eden dreptul de a hotărâ binele și răul, de a cunoaște binele și răul, l-am luat din mâna lui Dumnezeu. Dar în momentul în care te întorci la Domnul și îl mărturisești pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, în momentul acela tu dai înapoi în mâna lui Dumnezeu dreptul acesta de a hotărâ binele și răul. Și în felul acesta, practic, te supui legii lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu leagă relația. Dar acum și ea spune același lucru. În prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luat în căsătorie, te rog să mă ajut să fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Acum astea sunt legămintele și vorbesc cu tinerii și le spun cât de serios trebuie să fii. De obicei le dau și un chestionar în care să răspundă, să nu vorbească lucruri nepricepute, ci să mediteze asupra acestor lucruri. Tinerii trebuie să-mi dea și textul de predică, să frământe cu ele. Pe vers, în schimb, sunt trei lucruri care răspund la întrebarea ta. Condițiile în care binecuvintează Dumnezeu familie. În primul rând, ai trei expresii simple. În Domnul, în familie și în biserică. Și acum o scurtă explicație. Dumnezeu binecuvintează doar ascultarea de El, nu neascultarea de El. De aceea, prima și cea mai importantă responsabilitate a noastră, a ei și a mea, este să ne ajutăm unul pe altul să fim și să rămânem în Domnul. O familie creștină e formată din doi tineri care sunt deja logodiți cu Hristos și așteaptă nunta Mielului. Dar logodna aceasta pe urmă are nevoie de, eu numesc o paranteză mare, da? Dar este o paranteză mică care e relația dintre noi doi. Și
cred că cei doi care sunt în Domnul trebuie să ajute unul pe altul să rămână în Domnul. Și atunci asta este prima noastră responsabilitate. Dar familia este ideea lui Dumnezeu, nu ideea noastră, oamenilor. Și atunci Dumnezeu este Cel care a creat un bărbat și o femeie, cel puțin în lumina Scripturii. Și indiferent ce zice societatea zilelor noastre, un bărbat și o femeie, și El a dat roluri specifice celor doi. Deși lucrul acesta nu place în zilele noastre. Noi credem că suntem interschimbabili și ne-am pierdut mințile de multe ori în direcția asta. Dar, de fapt, Dumnezeu ne-a creat complementari unul celuilalt. Da. Noi nu suntem, nu trebuie să ne concurăm unul pe celălalt, ci suntem complementari. Eu obișnuiesc să spun, Dumnezeu pune la oaltă un păpuc pe stânga și un păpuc pe dreapta să putem umbla. Suntem oameni foarte diferiți și eu cu Nora, după un test de personalitate, noi doar împreună avem toate cele patru trăsături fundamentale. Wow. Eu le-am doar două, ea le are celelalte două și împreună creăm un întreg. De aceea zice Dumnezeu, nu-i bine că omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Deci în familie avem roluri diferite și dacă vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, ne supunem dreptului judecător, acceptându-ne rolurile pe care ni le-a dat și străduindu-ne să le împlinim. Și este a treia expresie, în Domnul, în familie și în biserică. Când doi tineri creștini se căsătoresc, ei formează celula de bază a bisericii, celula de bază a societății. Pentru că familia este celula de bază a întregii societăți, da? Dar noi fiind creștini, formăm celula de bază a bisericii. Și de aceea, cred eu că dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să te intereseze lucrurile care îl dor pe Dumnezeu, care îl interesează pe El. Ori Hristos a venit să moară pentru biserica Lui, pentru mireasa Lui. Și atunci, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să fii un mădular sănătos într-o biserică locală. Nora vine din Arad, eu născut în Cluj și rămas în Cluj, dar noi ne-am așezat amândoi într-o biserică și slujim acolo și cu fiecare cu ce poate. Și cu darul pe care l-a dat Dumnezeu. Dar în felul ăsta, noi când ne-am căsătorit, ne-am hotărât să ne deschidem casa. Nici nu aveam încă, dar eu m-am dus de la Arad, când am luat-o, am zis, dacă vii în rochia în care ești, nu mă interesează nici cine-s părinții tăi, în sensul că dacă au avere sau nu au avere, nu știu cine sunt. Mai târziu i-am cunoscut, înainte să o cer, dar este importantă relația dintre noi, nu lucrurile materiale. Am intrat în... Sora mea tocmai pleca dintr-o casă cu două camere, fără apă, fără baie, fără nimica, da? Și am adus-o în două camere. Mama, draga de ea, s-a și împolnăvit de ficat, că o dat cu Palux pe... Și parchet. Nimic nu era în cap, nici acum un scaun ponosit. Și am zis, a fost foarte bine. Ei, dar noi aveam celelalte lucruri care dau valoare relației. În primul rând, relația noastră cu Dumnezeu a fiecăruia și pe urmă dorința noastră de a-L cunoaște, de a-L sluji pe El. Deci eu cred că le spun tinerilor că le pun în plic la fiecare dintre ei legămintele și condițiile în care binecuvintează Dumnezeu o familie. Dacă aveți probleme, cu plicul ăsta trebuie să veniți la mine. Dar dacă țineți cont de ele, Dumnezeu vă garantează că veți ajunge fără să vă rupeți, da, la sfârșit de drum. Și atunci lucrurile nu sunt complicate. Că în ascultare de Dumnezeu ai promisiunea binecuvântării Lui. Eu acum citesc și scriu pe Deuteronom, da? Dumnezeu spune poporului Său și ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Cum aleg viața? Iubind pe Dumnezeu, ascultând de glasul Lui. Și când fac lucrul acesta, Dumnezeu se bucură să mă binecuvinteze, știi? Dar trăim într-o lume în care am luat din mâna Domnului toate lucrurile astea și atunci suntem pe cont propriu. Și uite-te la ce se întâmplă în familii, ce se întâmplă în biserici, ce se întâmplă în societate. Mă gândeam la ceea ce spuneați ca o mică paranteză, că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze în termenii Lui, dar binecuvântarea fără Dumnezeu ajunge să fie blestem. Și mă gândeam acum la fiul risipitor. Foarte interesant că ai doi fii risipitori.
Dar cel care pleacă de acasă, el a crezut că dacă are binecuvântarea, va ști să o gestioneze, va ști să se descurce, va ajunge mai tare decât tatălui. Și deși tatălui în momentul ăla putea să-l izgonească, să-l dezmoștenească, că a avut tupeul ăsta, să-i spună, băi, dă-mi acum, te vreau mort, o înțeles o lecție și după aia o revenit la tatăl. Și mi-a plăcut foarte mult cum ați subordonat dumneavoastră. Deci, ca o familie să fie binecuvântată, trebuie să fie în Dumnezeu, trebuie să respecte regulile lui și după aia să fie în biserică. Corect. Și în familie. Corect. Și vreau să vă întreb acum mai departe. Mă gândesc Stai numai să-ți mai adaug încă un lucru. De ce? Pentru că noi trăim pe teritoriile dușmanului. Foarte important, spuneți. Foarte am vândut planeta asta în mâinile celui rău. Pentru că Dumnezeu, când l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut, i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Omul a fost făcut administrator al pământului. Ori în momentul în care, prin neascultarea lui, a vândut planeta în mâna celui rău, el este Dumnezeul viacului acestuia. El este stăpânitorul lumii acesteia. Și atunci, fiind pe teritoriile dușmanului și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, noi suntem o simplă mănușă, o simplă casă. Ne alegem locatarul. Locatarul poate fi Hristos sau Satan. Dar în momentul în care eu primesc locatarul, eu împlinesc așteptările lui și promovez interesele împărăției lui. Și când te gândești în jur, cam asta se întâmplă. Dar într-o astfel de situație, eu am nevoie de ziduri de apărare, pentru că sunt pe un teritoriu străin, dușman, suntem străini și călători aici. Și atunci Hristos și capul și trupul lui, care este familia și biserica, sunt zidurile de apărare pe care Dumnezeu le-a pus în jurul meu. Imaginează ce se întâmplă când renunț la Hristos, când familia se dezbină și când am plecat în lume, pentru că nu mă interesează ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. Să dărâmă totul. Rămân complet gol în fața dușmanului. Și atunci nu te miri de toată tragedia care este în jurul nostru, știi? Și nici elementele strict formale nu te ajută. Că ori ești cu totul și pentru Hristos și în familie și în biserică, ori este doar o spoială și atunci îți merge numele ca trăiești, dar ești mort de fapt. Am putea să deschidem, să mai vorbim pe subiectul ăsta, dar o să facem asta cu alte podcasturi. Ați zis până acum de familie binecuvântată, de familie unită. Mă gândesc că la început de căsătorie totul a fost frumos. Cum mă gândeam și eu când a spus soția mea, da, habar n-aveam în cine băgăm. Am zis, mai rămânem lângă Dumnezeu, noi credem și că... Și voi. Deci stăteam așa și mă uitam și am zis că, Doamne, haide să-i ascultăm pe cei care sunt înaintașii noștri, pe cei care sunt plini de suc, zverzi. Că ai o farfurie, când ai o farfurie, dacă l-ai pe Dumnezeu, nu vei avea o casă, vei avea un cămin, vei avea pace, vei avea bucurie. Și vreau să mă întreb, știu că ați trecut prin suferințe, știu că ați trecut prin frământări, cum poate să rămână o familie binecuvântată și unită în perioade grele, în perioade de vale? Și o las pe Nora să spun asta, dar m-aș întoarce la vremurile în care o curtam în ghilimele. Dumnezeu a dus prin ea în viața mea doi misionari și în drum, că ea deja își luase un post undeva în Sălaj și pe drum, unul dintre ei era căsătorit de 14 ani, altul de 8 ani și ne-au desenat curba căsniciei pe care o găsiți în cărțile mele despre familie și o spun tuturor tinerilor, pentru că ne-a salvat nouă căsnicia. Este ca o sinusoidă, okay. pe care o tai cu o linie. Ai un punct în care te întâlnești, ai nunta și ai divorțul. De momentul întâlnirii până la momentul nunții este curba iluziilor, dragostea e oarbă. Indiferent cine ce mi-a spus mama, în mod special, despre Nora, n-am crezut. Poate să spună oricine orice. N-a trecut, că noi am avut doar o săptămână de miere, că n-am avut bani, dar nu a trecut foarte mult timp. Și dincolo de întâlniri și flori și parfum și... Ciocolată. Am început să... Ciocolată era puțină atunci. Greu găseai, da? Ciocolată, unt și... Dar erau flori. Erau flori, da. Dar începe curba deziluziilor. Și eu nu cred în căsătorii care să evite curba deziluziilor. De unde vin astea? Din pricina diferențelor dintre noi. Dumnezeu în înțelepciunea lui pune la oaltă doi oameni complet diferiți. Așa suntem noi doi. Și tot ce m-a atras la Nora a început să mă calce pe nervi.
Și au început tensiunile din toate punctele de vedere. Știu că m-am întâlnit cu cel care îndreptă curba și zic, David, ce să mă fac? Și el a început să râdă, zice, uită tot și iau de la capăt. Na, dar cum rezolv problemele? Curba iluziilor și a deziluziilor, curba iluziilor nu te ajută pentru că nimic nu e real, da? Totul este doar o, ca și decorul de aici, pregătit de Crăciun și poți visa ce vrei. Dar în curba deziluziilor te lovești la diferențele dintre cei doi. Dacă nu știi să rezolvi problema asta, se desface căsătoria. Ori singura soluție nu e să-l schimbi pe celălalt, că Dumnezeu știe de ce nu poți la oalt așa, ca să ne facă sfinți, să ne facă asemenea chipului Fiului Său, ci să-l accepți pe celălalt. Și aici începe problema, că provocările de care vorbești tu pot fi de toate felurile, de la dureri, la diferențe, și ele fie sunt piedici și atunci termină în groapă, fie le iei ca provocări. Și în felul ăsta Dumnezeu te crește, te formează. Spuneam la început, discutând despre copiii voștri, că Dumnezeu nu ne dă copii ca să-i creștem, ci ca să ne crească. La fel e și căsnicia. Cred că este piatra aceea de moară care scoate făină albă pentru pâine și pentru alții. Și eu cred că ăsta este rostul unei căsătorii. Dar o las pe Nora să vorbească despre... Eu nu am luat-o așa în tragic cu deziluziile astea. Nu știu de ce. Păi și o fire pozitivă, dar vorba să citesc pe fratele Moldoveanu, că tot l-am amintit în seara asta. Firea e bună numai pe cruce, dar deci nu pot să zic că din firea m-a ajutat. Într-adevăr, am avut și eu, cum să zic, momentele mele, dar interesant că Domnul m-a dus întotdeauna la punctul acela în care eu l-am cerut, asta am cerut și am știut. Beni a fost foarte clar în ce așteptări are de la căsnicia noastră, mai ales după ce au întâlnit acești tineri, atunci erau așa 30 și ceva de ani, navigatorii. Am putea vorbi despre ei extraordinar. Oamenii ăștia au venit într-un moment, pot să spun, strategic. Eu terminam facultatea, pe urmă un an de zile am stat în satul acela, ei au petrecut cu Beni, la fiecare 3 săptămâni veneau cu credincioșie, stăteau 3 zile, vă dați seama ce, că n-ai de unde să-ți dai seama. Stăteau în vamă, ei au avut baza în Viena și de acolo veneau. La 3 săptămâni, eu eram în satul meu, așa că Beni era liber să stea cu ei și au făcut ucenicizare. Asta era, de fapt, miezul învățăturilor, evangelizare om la om și ucenicizare în grupuri mici. Beni, între timp, avea un grup. Ei, înainte de a, cred că era a doua sau a treia întâlnire cu ei, Beni a venit în satul acela unde eram eu și mi-a spus, uite, mai vrei să ne căsătorim? Eu am luat hotărârea asta. Băieții ăștia sunt răspunsul la rugăciune pentru mine, pentru că era foarte frământat ce să facă în biserică, ce să facă cu viața lui, cu Biblia, cu toate. Avea 28 de ani. Da, mă puțin, că între timp m-am dus în armată, știi? Și eu în armată realmente am strigat la Domnul și am zis, Doamne, eu nu sunt mulțumit cu ceea ce văd în jurul meu și fă ceva pentru mine. Știu că eram, păzeam niște tunuri noaptea, câte 3 ceasuri în miezul nopții, sub cerul înstelat. Și acolo aveam timp să povestesc cu Dumnezeu. Nici n-am venit bine acasă și au venit tinerii ăștia. Și pentru mine a fost, în mod clar, răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Și povestea asta a durat ani mulți. Și Beni a venit acolo în sat, ne-am întâlnit și atunci mi-a spus, zice, eu am hotărât pentru viața mea și sigur el s-a simțit responsabil să împărtășească și cu mine, dacă tot am decis să ne căsătorim, mai vrei să vii cu mine? Eu aș vrea ca să-mi dedic timpul studierii Scripturii, deja aș formase un grup, deci astea erau principiile navigatorilor și sigur că da, vai de mine. Dar m-am întors la, ori de câte ori mi era greu, m-am întors la momentul acela. Într-un fel, asta am cerut și
Așa, Dumnezeu mi-a dat putere. Acum mi-e greu să... Eu mi-aduc aminte numai de lucrurile plăcute. Eram și eu enervantă și recunosc asta cu firea mea, cu capul nor. Încurcam lucrurile acum din dorința mea să plac tuturor și eu sunt omul păcii. Nu gestionez bine conflictele. Acum, ca și în toate lucrurile astea și bun și pe de altă parte mi-a dat așa o superficialitate și cu care m-am luptat. Dar, cum să zic, cred că am iubit pe Dumnezeu și am luat foarte serios provocarea asta care ne-a dus-o cu englezii, să nu spun de alții, că alături americani, ăștia au fost americani, am avut englezi, dar niște oameni de un calibru, ce să vă spun. Și eu nu mai eram chemată să-i traduc. Și de acolo am cunoscut frați din România, care am cunoscut o femeie din Oradea care mi-a devenit mamă spirituală. Tot așa prin englezii care vreau să o cunoască și traduceam. Dar mi-a zis ceva soțul dumneavoastră în trecut care mi-a rămas. O, Andrei, am decis împreună cu soția mea să-i slujim lui Dumnezeu și Dumnezeu a adus toată lumea în casa noastră. Și am zis, cum adică? Exact. A adus oameni din diverse continente să vină să ne prezinte pe Dumnezeu, că nu aveați nimic de studiat atunci. Și nu. Și stăteam și mă gândeam, măi, când Dumnezeu are o chemare specială pentru tine, El va muta vapoare. Deși El va echipează muta pentru ce te cheamă și asta noi suntem mărturii aici, Beni. Eu am stat mai în umbră. Mai în umbră și a fost ok, a fost foarte bine. N-am știut atunci că o să vin aici să povestesc cu tine. Deci atât de mult mi-am dorit și m-am rugat și văd că Dumnezeu a îndeplinit lucrul ăsta. Pentru că... soțul meu asta este un gentleman și am văzut cum se poartă cu dumneavoastră, am văzut cum vă deschideți casa și acolo Dumnezeu a venit. Dar mai am o ultimă întrebare, că timpul zboară, deci acum am uitat. Cât de importantă este mentorarea, ucenicizarea, că am văzut că ați ridicat la femeu în contextul căsniciei? Păi uite, bine, ți-a răspuns și... Dar nu numai atât, ci... Îți dai seama ce importanță au fost oamenii ăștia pentru noi. Eu spun, curba asta căsniciei nouă ne-a salvat viața, că și noi am avut frecușurile noastre. Eu nu cred în căsnicii fără probleme. Deși nu pare, mă scuzați, când vă uitați la voi, de asta spun, că oamenii au tendința să vă pună pe un pedestal și spună, ah, fratele Beni, oh, sora Nora, dar când își apreciez mult transparența dumneavoastră, cu toții trecem prin certuri, dispute, păreri diferite. De asta am vrut să vă întreb, ce faci în momentele alea în care te cerți, uiți că cea pe care o vedeai frumoasă, wow, dumneavoastră când vedeați frumoasă. De ce e importantă ucenicizarea? Auzi, cu siguranță că nu există familii fără probleme, dar nu problemele sunt problema, ci nerezolvarea lor. Așa cum nu păcatul mă desparte de Dumnezeu, deși este un zid care se ridică între mine și Dumnezeu, ci nerezolvarea lui. Pentru că orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. De ce? Că este soluție la Hristos. Oricând eu refuz să mărturisesc păcatul, când refuz să-mi rezolv problema, când mă încăpățânez, păcatul face trei lucruri. Mai întâi te minte, totdeauna eu am dreptate, da? Doi, te înfășoară lesne, și te împietrește. Și cu cât trece timpul, îți cer iertare mai greu. Da? Și atunci, elementele astea sunt elemente de o decizie pe care le iei. Au fost și la noi în casă situații în care am zis, Nora, pachet și acasă, la arat cu tine. Da, da, nu m-am dus. Da, nu s-a dus. Și au fost și situații în care... Să știi că m-a trimis, chiar m-a trimis. Au fost și situații în care... Ea era în bucătărie, copiii se jucau dincolo, eu eram ocupat, ieșeam afară, mă duceam într-o altă cameră să mă pregătesc, ridicam tonul la ea, mă duceam să-mi pregătesc predica și Duhul Sfânt îmi spunea, fățarnicule, du-te împacă-te cu nevastă ta, că deja mă uitam la Biblie, nu găseam nimic în ea. Trebuia să mă duc să-mi cer iertare. Deschideam ușa, Nora, iartă-mă, a, nu poți să-ți faci predica. Și eu știam că n-am decis să plec de acolo și atunci mergeam la ea, o luam în brațe. Și nu te pun jos până când... Și așa ne rezolvam problema. Și asta a rezolvat multe din problemele noastre. Noi de la început, pentru că am așa, cum să zic, asta era parte din rutina noastră, să zic rutină, să citim împreună, să ne rugăm, să vorbim despre lucrurile astea înainte de a ne căsători. Asta am dus-o și după căsătorie. Și când stai seara,
și te rogi. Mm-hmm. Ei, nu poți, cum să te rogi dacă tu nu ierți pe celălalt? Da. Și mi-am adus aminte că la noi în biserică au făcut o ieșire cu cuplurile și fiica și ginerele nostru erau implicați și știu că atât am reținut din tema lor, who prays together stays together. Și un mare adevăr. Nu știu cât se mai roagă cuplurile. Când seara înainte de culcare, acolo îți rezolv problemele și gata, s-au terminat. A doua zi. Și funii în trei. Exact. Exact. Și asta ne-a scutit de multe, nu înseamnă că n-am avut probleme. Și vorbeai de mentorare. Cu adevărat noi am fost mentorați. Deci am fost mentorați într-o perioadă în care nu pot să crezi câți oameni au venit la noi, dar am zis de ce calibru erau. La masa noastră aia modestă din bucătărie și erau copii mici și eu mă gândeam, trebuie să stea și ei la masă. Îi puneam pe acolo și pe ei, nu știu cât și amintesc, pentru că erau oameni atât de valoroși la masa noastră, cu supa aia modestă, care o făceam, ce știu ce făceam de mâncare. Din ce găseai? Și stăteau și am fost îmbogățiți. Am fost îmbogățiți și cred că asta îți dă o responsabilitate extraordinară să dai mai departe. Trebuie să dai mai departe. Noi, de pildă, foarte repede ne-am adunat câteva familii, așa de întâlneam, din Iași, din București, de la Oraria, de la Arad, din Timișoara, din Cluj. Și aveam întâlniri regulate. Acolo ne vărsam și bucuriile și necazurile. Ne vedeam unii pe alții, da? Și mentorarea asta se întâmplă nu totdeauna de sus în jos, ci se întâmplă și pe orizontală, în sensul că stai în prezența altor cupluri și transparența asta cu care vii... Purtați-vă poverile unii altora, cum ziceam. Exact. Transparența asta e o lecție extraordinară pentru... Aveam cupluri care ziceau, nu, noi suntem căsătoriți de 7 ani, nu am cetat niciodată. Noi ne uitam unul la celălalt și am zis, în anul al 8-lea am crezut că se rup. Deci... Și ăsta este un element foarte important. Apoi, dincolo de întâlnirile astea, casa noastră tot timpul a fost plină, știi? Copiii noștri au crescut printre picioarele noastre în timp ce noi studiam Scriptura, ne rugam împreună. Și elementul ăsta i-a marcat. Știu că fiul meu s-a căsătorit în 2001, a plecat în Statele Unite și vorbeam cu el într-o duminică. Și pun jos telefonul, zic că nu pot să cred. Și Andreea zice... Dar ce ai crezut, tată? Noi toți o să facem ce v-am văzut pe voi făcând. Ce fain! Asta a fost un cadou extraordinar, știi? Să-i vezi pe copiii tăi încercând să facă același lucru. Și alt ne-a mulțumit, cel puțin fiica noastră, că e mai deschisă, dar și ceilalți, și Filip. Și am văzut din modul în care la nunta lor o invitat prietenii noștri, cei printre care ei au crescut, care veneau săptămânal la noi în casă de multe ori, de mai multe ori pe săptămână. Deci au apreciat, fiica noastră verbalizat, vă mulțumesc că ați avut așa prieteni. Pentru că și ea s-a simțit îmbogățită și relația au păstrat-o. Deci e extraordinar trupul lui Hristos că era acolo. Ei, și cum să zic, să ai cui să-i dai și socoteală. Nu stai izolat, nu te vede nimeni, nu te știe nimeni, te știe când e public. Dar divorț. Ideea care să iese la suprafață este asta. Poți să fii biruitor cu Iisus Hristos până la marginii pământului dacă mai ești biruitor cu El în familie. În familie, da. Și ce văd chiar, ce vă împărtășeam înainte de podcast, mă uitam la fiul meu, îi spun, nu fa aia, dar el se uită la ce fac eu și îl văd că se roagă. Vede și pe tate și pe mame că se roagă, vine cu Biblia întoarsă, citește în limba lui. Dar astea-s bucuriile vieții. Și când mă uit la dumneavoastră, asta vreau să spun că așa îmi doresc să ajung și eu și soția mea. Și ceea ce văd și înțeleg și pentru cei care ne ascultă că v-a ținut, a fost Dumnezeu. Și vreau să vă întreb acum o ultimă întrebare. Când se pare că lucrurile nu mai funcționează, și mai avem 5 minute și de asta vreau să fie cât mai condensat, când se pare, da, e doar o iluzie, cum a spus dumneavoastră, că lucrurile nu mai funcționează, nu mai există cale de împăcare, ce trebuie să fac om atunci? În primul rând, trebuie să aduci aminte de legămintele care le-a rostit, până când moartea ne va despărți. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Știind lucrul acesta,
Și știind faptul că față de noi credincioșii operează nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți, și ai vorbit de funia împletită între ei, dacă realmente ne supunem unul altuia în frica lui Hristos, spunem ce probleme există să nu poată fi rezolvate. Și atunci problema pleacă când eu am rupt funia importantă pe Hristos, l-am scos afară. Și mândria mea. Din pricina multor lucruri, dar l-am scos afară și atunci rămân pe puterile mele. Ori eu nu cred, mă uit în jurul meu și văd că sunt mai multe divorțuri decât căsătorii. Și atunci, asta este rezultatul despărțirii de Dumnezeu. De ce începe Pavel cu supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos? Asta ne aduce pe picior de egalitate pe cei doi. Nora și cu mine am fost plătiți cu același sânge, avem aceleași drepturi. Ea are obligația să mă aducă sub autoritatea lui Hristos când eu iau razna. Și eu sunt capul ei ca mântuitor al trupului, ca zbir. Și atunci, în felul acesta, Dumnezeu îmi cere să mă jerfesc și să slujesc și să ridic cât pot și să încurajez cât pot. Dar eu cred că există. La noi la masă s-au întâmplat minuni, cupluri care erau pe punct de divorț. Știi? Stând împreună, îi vedem și acum împreună și ne bucurăm cu ei, știi? Și iertând, că era problemă de iertare, Probleme complicate, da. Dacă Hristos m-a iertat pe mine, murdarul și vinovatul și păcătosul, păi cum să nu iert? Rugăciunea Tatăl nostru ne condamnă pe toți și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm. Ori eu îmi rostesc sentința asupra mea când nu vreau să-mi rezolv problema. Pentru ce? Că de obicei sunt lucruri absolut mărunte, știi? Sora Nora, spune-ți. Dumnezeu ne ține pe palme deschise și așa ne ținem și noi unul pe altul. Eu n-am pus-o în lanțuri când a venit la altar, da? Ea a venit de bunăvoie, m-am dus de bunăvoie. Și atunci eu cred că nu există iubire în afara acestui context al liberului arbitru pe care și unul și altul îl are. Să iubești sau să urăști. Nu pot obliga pe Nora să facă ceea ce îi cere Dumnezeu. E o problemă între ea și Dumnezeu. Eu nici n-am așteptări de la ea din punctul de vedere. Și nici nu puteți să o schimbați. Nu. Asta au fost lecții care le-am învățat și m-au ajutat. Singura persoană care pot să o schimb și aia numai cu ajutorul Duhului Sfânt sunt eu. Și ca să închei eu cum am început, iubirea nu sfluturi aia care i-am simțit eu și romantismul meu, deși este o parte romantică. Și Bach. Și, și toate. Eu le-am cam pierdut, Beni, mai romantic decât mine. Acum nu, cât țin trandafirii la noi în dormitor, în bucătărie, oriunde, afară, avem într-o vază trandafiri. Și apreciez gestul ăsta. Dar ce am învățat the hard way, să zic așa, greu. Am învățat că iubirea este o alegere, nu sfluturea care simt și nu capul nor. Și sigur, și asta e parte și Dumnezeu așa ne-a lăsat. Dar e o acțiune. Dar până la urmă este o alegere. Și eu cred că asta iarăși aduce mult în rezolvarea problemelor care sunt inerente. Aleg să iubesc, aleg să-L ascult pe Dumnezeu, aleg să fiu mulțumitoare. Când m-ai întrebat de în perioadele grele, când a fost perioada aceea atât de grea, eu zic că e noaptea vieții noastre, Dumnezeu m-a întâlnit. Cum să mă învețe Dumnezeu? M-a învățat să mulțumesc. Și în mod realist asta am început să mulțumesc pentru ceea ce puteam mulțumi. N-am mulțumit că Filip stătea bolnav și suferință multă, nu. Am mulțumit pentru ce vedeam în jur și pentru frații care se adunau în fiecare seară la rugăciune, pentru atâția prieteni care ne știau de pe tot mapa mondul, care se rugau și strigau la Dumnezeu pentru noi. Și atunci tot ce a urmat pe urmă am luat ca răspunse la rugăciune. Și am înțeles și cu vindecarea lui Filip. El a primit vindecarea totală. Și că vorbeai de copii.
Țin minte cu prietenele noastre, erau copii mici, ne tot străduiam ce să facem cu ei, cum să-i creștem în ascultare de Domnul. Și așa cu pasiune vorbeam cu noi să-i creștem pentru împărăția lui Dumnezeu. Și după ce a plecat Filip, mi-am amintit. Și am zis, dar stai un pic. Filip deja e împărăția lui Dumnezeu, el în brațele tatălui. Păi să nu mai... Numai necazul și dorul e acolo, dar totuși a fost altă perspectivă. Dumnezeu mi-a amintit dorința mea ca mamă tânără. Sora Nora, frate Beni, vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare și mulțumesc pentru toate învățăturile. Și dacă dă Dumnezeu să trăim, vă mai aștept și anul viitor la un alt podcast în care să vorbim mai mult despre copii. Ați ridicat acum ca și cum ați luat o linguriță din aia de tort. Dar și acolo am multe întrebări. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Domnul să te ajute să-i crești pentru el. Și să văd eu de la ei că Domnul vrea să mă învețe multe. Da. Dragi ascultători, dragi telespectatori, vă urez încă o dată un an nou fericit, dar alături de Dumnezeu. Și dacă sunteți căsătoriți, dacă sunteți în familie, nu uitați învățăturile pe care le-ați primit astăzi. O familie care se roagă împreună, va sta împreună alături de Dumnezeu și în această viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze!